Salutare oameni buni și bine am găsit aici la un nou episod de Forza Horizon 3. Data asta sunt cu o mașină mai veche, n-am arătat un hipercar sau vreo mașină nouă, hai să încerc și ceva diferit. Deoarece această mașină a câștigat-o la Forza tonul trecut, n-am apucat să fac video cu ea din motive tehnice, să zic așa, și este un Mercedes 300 SL cu motor de 6,3. Numai că am făcut engine swap, deoarece motorul ăla pur și simplu nu mă încânta deloc, nu avea puterea care mi-o doream. Și nu mai sună a Mercedes-ul ăla de 6,3, sună a un V12 clasic, de aceea am pus un V12. Mercedes-ul este din 1972. Și am vrut să vin aici să fac și un test de drift și un test de viteză mic, rapid așa, și să vă arăt și interiorul. Interiorul cel clasic, încă mă sâcă destul de tare faptul că nu pot să întorc capul stânga, dreapta, sus, jos. Cum poți să mă ajute mașina să văd și eu interiorul cum trebuie. Trebuie să mă duc în Forza Vista, adică în garaj practic, să fac chestia asta, să pot să mă uit așa de gen împrejur. Da, când ești în mașină nu poți. Este tunată, am pus un V12, n-am vrut să schimb roțile deoarece sunt frumoase cele roți stock care le are. I-am pus all-wheel drive, era tracțiune decât spate. Am făcut-o pe gustul meu, să zic așa. Nu m-a interesat să păstrez neapărat aspectul clasic, am vrut să fac de distracție. Și cu acest V12, după cum vedeți, multă putere și are un control împreună cu all-wheel drive destul de decent. Se lasă ceasul. Așa. La drifturi se ține destul de echilibrat. La plecarea după loc chiar se ține super bine. Dar cu top speed e așa și așa. Dar totuși mașina din 1972, cred că am pus eu un V12. E greu să faci mașina atât de mare să prindă 400 și. Da, hai să vedem cât prinde. Nu știu dacă depășesc 380 cu asta. Opa. Așa era subturată. Îmi place că la controller și gen jocul înțelege dacă motorul e subturat și fac accelerație frână când e motorul subturat, o scoate din viteză. Chestia asta mi se pare genial. Deci 360 și încă trage. 380, pardon. Puțin mai greu cu virajul. La viteza asta 380. Cred că prinde un 400 fix cu greu. .399 400. Hopa. Interesant. Na, 405. Nu am apucat să mă uit exact. Deci trebuie să acum v-am banda din dreapta. 405. Da, pe asta nu pot să revit. 405, probabil prinde un 410 dacă aș avea drumul ăsta mai liber. Hai să îmi fac și o idee de control așa pe drum nu drept și în viraje. Pentru că este all drive, se ține destul de bine. Cu tracțiune spate începe să facă drift și mai agresiv, e și mai dificil de controlat. Oricum e o mașină lungă și puțin dificil de controlat, de-aia am pus all-wheel drive și am zis, bă, dacă tot îi pun un V12 și îmi pun o putere exagerată pe motor, să-i pun și all-wheel drive să se poate controla. Pentru că V12 și tracțiune spate e ceva, e un spin wheel infinit. E un fel de McLaren pe una, a doua, a treia, a patra, nu poți să ții, dar numai că pe unul totuși are o aerodinamică, îl ajută eleronul ăla de spate și e și foarte joasă. Asta, mai jos de atât nu poți să o lași. Are suspensie rigid, are alt șasiu, altă... GP-ul e gândit pentru viteze de alea, știi? Și pentru circuit. Asta e gândită pentru 1972, nu e gândită pentru așa ceva. Și totuși, după cum vedeți, se ține destul de bine. Un dam. Da, e o mașină clasică, veche. Ce de frumos.
Vezi, spuneam, se ține foarte bine datorită la acel all-wheel drive. Nu vreau să intru tine, așa, mă simt. Numai că... are un ruliu ciudat. Adică e greu să o stabilizez stânga ta. Acum ajungi din controlul data asta, nu joc din volan. Dar probabil din volan e mai ușor. Dar uite la ce mă refer. Deci dacă fac dreapta, stânga, și acum uite, țin total dreapta și... e greu să o pun drept, să zic așa, adică... Și pe off-road, după cum vedeți, fără cauciucuri de off-road nu e punctul foarte. Dar se poate, nu e atât de rău pe cum alte mașini, datorită acelui all-wheel drive. Puterea asta mare împreună cu V12 este un must, consider. N-ar trebui să pui un V12 și să lași tracțiune spate. Poate dacă o faci de drag, știi, că doar îndreaptă să desumpți roțile de spate, să le faci mari roțile de spate și roțile de față să le subțiri, să bagi mult aer în ele. Alan. Și ție. Dar arată bine, se conduce echilibrat. Nu pot să mă plâng atât de tare, dar numai că, uite, are ruliu ăsta care mă enervează. Pentru că e mașina mare și oricât de rigid ar fi suspensiile. Uite chestia asta, uite, intră în wobble-ul ăsta foarte ușor. Și se îndreaptă destul de greu, adică trebuie să mă ajut de accelerație, de frână, de poziționare. E cum e, dar se poate conduce. Nu e atât de dezastros. De frânare, să zic așa, e destul de bine. Pentru cât de mare mașina și fără abes cum joc eu, tinde de foarte multe ori să întâmple asta. Dar din control și din volan poți să controlezi să nu se blocheze roțile. Face o frânare de asta așa la limită și uite, gen, asta cam așa frânezi de obicei cu ea. Asta a fost altă poveste cu accelerația. Mi-aș fi dorit să pot să tunez mai mult la ea. Are niște opțiuni foarte ciudate de tuning. Să merg să vă arăt de fapt. Mă așteptam să fie puțin diferit la tuning, dar aparent nu e. Adică... mă așa să fac ori full street, ori full off-road și în schimb au mai mult ofertă de raliu. Vedeți imediat la ce mă refer. Deci avem bara de față, stock, care nu e urâtă. Asta care mi s-a părut cea mai decentă, după aia vine asta și asta. Preșul ăsta din față, mie personal mă încântă. De-aia am ales asta, mi se pare mai mișto fără bara acolo jos. Aici avem decât cu și fără, foarte limitat. Și bara de spate la fel, cu sau fără, foarte limitat în comparație cu față. Fazic, așa cum am făcut-o, eu consider că arată bine. Am ales o culoare simplu, m-am uitat la design-uri din market, nu m-am gândat nimica. Abandon setup, nu vreau să modific nimic. Și cu asta, cu setup-ul ăsta am rămas. Am încercat să fac niște curse cu ea. M-am chinuit în special pe viraje datorită acestui wobble și uite, nu virează chiar atât de bine. Adică cu comparație cu multe alte mașini, virajul la mașina asta nu-i punctul ei foarte. Nu știu, am încercat, am condus-o și stoc în auto, este incredibil de lent, deci abia cu V12 le trage așa cum vedeți. Tot așa, V8 trage până în a patra și după aia gen până prinde 320 te pitisești. Deci e a treia, a doua, a treia, a patra super agresivă. Dar când aveam V8-ul aveam tracțiune spate și era super dificil de controlat în permanență, a treia, a doua, a treia drift, a patra drift dacă viram un pic. Și interiorul e frumos. E mașina aia, stima Fiat 1900.
Uite, de exemplu, acum am rupt frânele să pot să mă opresc și nu s-a oprit. Abia am încercat să iau virajul cum trebuie, dar n-am putut. Am să fac am un gauș de turbo acolo, fix în mijloc. Cred că trebuie să întorc mașina să bată soarele din spate ca să-l vedeți. Da, uite că acum... No. Stai așa. Ce să car de mână, da. Așa. Să-mi place. Hop. Acum în centru, da? Deci, vedeți că avem acolo de la 0 la 6. Vedeți că crește odată cu accelerația. Ăla-i turbo-ul lui. Cu motorul stock, abia dacă prinde 210. De-aia am făcut această schimbare radical și a pus un V12 și all-wheel drive. Poate unii dintre voi nu sunt de acord cu chestia asta, dar... Până la urmă, un joc de racing, trebuie să pot să mă țin în circuit după ei. Și uitați cât de repede se încarcă turbo-ul ăsta cu V12, deci... În permanență 5-6 când îi dau talpă. Și accelerează super... Zici că e o mașină... Hipersport, așa. Trept! Sărim! Frână... Aterizăm casă cuiva. Știu că pe lângă ea a avut noroc. Ce mașină e? Nu prima, a doua. Asta. Da, GTA. Nu recunoșteam. Da, și faza e că turbo la mașina asta este foarte rapid, după cum vedeți. Deja la întâia la 5 de ture se încarcă foarte puternic turbo-ul. E un turbo destul de bun. Deci la 2000 are aproape 1 pe 1, uite, am 3000 de ture și el are 3. Acum mi-am dat seama, ăla nu-i turbo, ăla de accelerație. Și faza e că pentru că am pus motor V12, mașina în teorie, fiind motor de 6,3 litri, avea decât 6000 de ture și eu pentru că am făcut schimbare cu motor V12 am 10000 de ture. Și jocul arată că mereu am 6000 plus. Și l-am confundat cu gauge de turbo. Faza e că mașina oricum are turbo. Dar sunt mașini vechi care au gauge de turbo. Asta apare nu are. Și avem benzină, ulei și temperatură. Da, l-am confundat că uite acum vedeți că când depășesc 6000 fix, vedeți că stă peste? Dacă scad sub 6000, uite, vedeți? Scade. Deci cam, în teorie cu V8-ul, cam asta deja bâzâia. Ce era cum... Cam pe aici. La 8000 de ture pentru asta. Mi-a adăugat 2000 de ture motorul ăsta. Ca posibilitate de... accelerație acest V12. Dar mai am motor de viteză. Și ne ducem. Nu cred că pot să iau virajul ăsta, da. Mamă. Până... și viraj. Deci aici a fost frână ușoară, să pot să virez și n-am reușit. Cu Pagani, de exemplu, curba asta nu știu, cu la Ferrari a reușit să iau. Dar nu e tot comparație tot mai cinstită mașinile alea noi cu mașina asta. Nu e mașina 1972 și alea mașini hipersport. Dar te aștepta ca la tuning-ul care l are cât de joase și roțile care le se poate să vireze și cu all-wheel drive și tot. Uite, chestia asta pentru mine într-o cursă de asta așa la viteză mare, să nu pot să iau un viraj. Trebuie să reduc la 220 să pot să iau virajul ăsta. Salut! Măcar drifturile sunt foarte plăcute cu ea, dar ce trage foarte, foarte echilibrat. Toate roțile. Și după aia prinde tracțiune. Nu se duce prea mult. Ceea ce-mi place chestia asta. Hop. Ce aici am de tracțiune? Suntem una patra și face drifturi. Am profitat cu pac, da, sărac. Da. E o mașină care am câștigat-o gratis la Forzaton.
Nu regres la ceva. Oricum mă interesează și mașinile, vin nu decât mașinile noi. Și e un meci des clasic ăsta, gen celor care le plac mașinile clasice să aprecieze această mașină din alte motive. Virajul ăsta cu multe mașini poți să le afor probleme la viteza asta. Cu asta am și frânat, am și poziționat-o, am checat. Nu știu ce să zic. E bine că a fost gratis, să zic așa. Nu cred că aș fi cumpărat-o vreodată. Așa, și acum la social, Forțator îmi spune că ce pe îndouzire și avem această poză cu Nissan Silva S5 pe care sunt destul de interesat. Ia să vedem. Câștigă o cursă într-o mașină așa, sushi roll-ul, 15%. Trebuie să te rostogolești de 15 ori cu un Nissan. N-ar trebui să fie foarte greu. Știți care e chestia care nu înțeleg la aia cu 15 barrels? Știți faza că în momentul în care faci orice fel de crash, îți pierde punctajul. Dacă fac barrel și lovesc capota și pierd punctajul, cum prinde? Știi că aș vrea să câștig acea Nissan Silva HE. Așa, perform 15 ca să primești niște bani, dar te obligă în două mașini specifice. Și are să câștigi bani și XP. Bani și XP mă interesează, mă interesează primele două pe mine. Will Spins, care dă posibilitatea să câștig mașină și mai mulți bani decât îmi oferă acolo jos, în orice situație. Și mașina m-ar interesa. Da, asta 15 Battle Royale Skills. Să lăsați și mie în comentarii cum le-ați face voi și cu ce mașină, care Nissan și unde. Că eu am o idee, de exemplu, sunt, uite, sunt rampele de la aeroport. Sunt niște bancuri mici în care poți să sari și să faci un barrel și să cazi pe roți. Dar care e ideea? Deci eu vrea să fac barrel să cad pe roți, să merg mai departe, să mi-l controlizeze normal, sau vrea să fac barrel și chit că am făcut crash, adică cad pe capută și după aia cad pe roți în continuare și continui drumul, atunci se pierde multiplicatorul ăla de care vorbesc, deci cam aiurea. Acum, na, să ziceți voi ce credeți. Dar cam asta a fost Mercedes-ul din 1972-300 SEL 6,3, care numai e 6,3. Sper că v-a plăcut și până data următoare, la revedere!